Adică nu ca aproape, mi se pare că ai face furor cu ea astăzi, dar vorbește cu măta mare să-ți o dea. Ia uite-mă. Te împrumut, așa. Fiță. Rup? Rup. Rup. Dacă îmi pun și beretuța, nu mă mai recunoașteți. Hai să facem toată situațiunea stilistică aici, ca să nu uităm nimic, că iar ne luăm. Dar pune-i în buzunar, te rog, la ceva. Lasă-o așa. Lasă, te rog, cafeaua din mână. Poți? Dă-mi că iau eu, dacă se poate, să nu stai și cu mâinile pe o cacioașcă de cafea, că nu ești la birt, iubita mea. Știu, dar nu mi-am noi suntem o echipă. Știu. Nu este niciun moment aici, reality show, nu uit-mă pe momente. Nu ești... Fetiță, ți-a mai moment? Ce? Iar nu și-a făcut momentul! Da, da. Nu, nu avem nevoie de această cafea! Atunci dă-o pe cât eu doar atât, insist! Da, da, imediat, mai dăm 20 de secunde, te rog! Atât așa, atât! No, și atent, Mori, mie să-mi ții un Excel sau o Canva în care Teodora, când am treabă cu ea, mai spune să-i mai dau câte 20 de secunde. Și când se adună ca la Ticiu 2-3 zile, eu îi lăsca din salar, bunica, ce n-am nebunit cu nervi. Problema nu este că este cu cafeaua în mână, prima problemă. Problema este că este cu cafeaua în mână într-o ceașcă infectă. Dar o să rezolv chestia asta pentru că probabil mâine voi arunca aceste cești de la birou și nu va avea din ce să-și bea cafeaua dacă își dorește să bea cafea, decât din ceștile mele frumoase. Alea nici nu știu cum au ajuns aici. Pe de altă parte, asta e o chestie a generației lor, pentru că exact așa face și Harry, pe Harry îl știți, exact așa face și Mori, exact așa face și ea. Nu... Pur și simplu nu au crescut ca noi. La noi era, chiar dacă la vârsta lor și mai ales femei n-au făcut armată, dar la noi când ne chema șeful sau liderul de echipă, la noi era stai că vin imediat, stai un pic, stai că-s la baie. Păi nu mai mereai la baie, străgeai pantaloni și veneai. Să stau eu după mama mică. Măta mică de aia se numește măta mică. Că măta mică trebuie să muncească până ajunge măta mare. Mie mi se pare că e așa în natura personajului, dar e o natură mai recentă, că nu eram cu ceșcuța până să lucrez la Ana. La noi, ideea e că beau foarte multă cafea și pentru că nu-mi place cafeaua din birou, o fac, beau două guri și o las acolo și după aia așa doar de amor oarte țin ceșcuța. Vezi că mi se pare și fain așa să o irit un pic, că știu că mă iubește. Eu nu pot să înțeleg unde, dar unde, unde în numele Bunului Dumnezeu eu o să mă duc fix mâine și dacă nu cumpăr 10 dulapuri pe care le închid cu cheie și nu mă... Asta cine l-a dus în viața noastră și pe ăsta? Am mai auzit discuție despre trenciul de piele. Dar am două trenciuri de piele. Păi și... Unul, am crezut că e ăla inițial de la clinică și nu e altul. Dar unde au ajuns astea două în viața noastră? Ăla de la clinică era acasă cu etichetă, probabil l-ai cumpărat tu într-un moment de frenezie. Și ăsta are etichetă. Ia ăștia acasă. Lasă că știu că aici sunt toate de casă. Eu acum îmi caut. Astea sunt toate de casă, 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 casă. Deci asta e rochea. Este exact din asta, doar cu mâne. Noi nu am văzut rochea de când venim la tine, să știi. Adică ori a fost într-o pungă, ori... Dă-mă aia, că nu mai dau nimănui coarda aia, că mi-o trebuie mie. E o coardă de brand. Ia. Vreau să sare coarda. Vreau să te vedem. De cu tătă operată. Poți. Cum i-ar tu acasă, știi, cu schemele alea, când făceai cu mâinile așa și după aia din podul. Podul? A făcut podul? Nu ți-amintești? Ce facem, țică? Da, stau jos undeva, da. Na, bun. Hai să mai vedem niște chestii. Ăsta poți să-l arunci, că l-am rezolvat eu. Mai am un bec. Păi lasă-le, că aia ni le trebuie, nebunule. Și ăsta? Păi nu le-am găsit. Le-ai cumpărat cu mine pe curile alea două. Și pe ăsta îl țin? Da. Teodora, du-te, du. Uite ce m-am gândit, stai să văd. Am spart becul. Și lumânarea și becul, dacă mă întrebi pe mine... Să nu uiți că mă imiți pe mine cu ea și uite-te cine te sapă. Tot timpul așa în viață mă imi. Aia pe care îi ajuți aia. Asta îi le dau lui Simonei? De făcut. Voi să ascultați clar la mine. Viața asta o iei de la aia pe care i-ai ajutat, nu de la aia care nu i-ai ajutat. De la aia vine. Eu cred în această general valabil. Dar nu datorat lui Mori te-am cunoscut, ce a fost un pic invers. Deci dacă mă întreb... Astea am spus Adică? Teodora, Mori, taci un pic. Emții, unde e ăla la laptop? Acolo, l-am adus în vila. Deci ăsta nu mi se închide cu asta. Adică o viziune. Nu le duc hortenziile alea, că am o viziune. M-
Mori, dar unde am pus oare punga cu hortensiile? Tot pe masa aceea era și a lăsat-o voi jos. Ce era pusă punga, pe mă, ca să ne... Vaza aia cu șarpe! Aia, alea sunt hortensii, iubita mea. Aceste flori cu care am eu o situație de când lucrez aici. Cu ce? Ah, spune de praf, mor. Este alergică la praf, Ana. Nu. Dar când umbli cu mortăciunile aia de blănuri cumpărate de la secă, nu ești alergică, mă întreb? Alea sunt picioare, Ana. Și nu-mi pun picioarele după ca. Da, blănița aia. Deci ai putea crede că poți face și asta. Blănița aia de vulpe pe picioare, ofor. Ai dus-o la... Pe picioare? Tratamente. La băi. Cred. E dus-o bă, Ana, la băi. Cred, cred. E ok, dus-o la băi aia. Cred tare. No, ai de gând, pune-le aici. Și tu te du mai aia de flori. Emma este multidisciplinară, ca să zic așa. Pentru că din pasiune și din profesiile în care a fost, Emma a făcut și un curs de make-up artist și știe să facă și asta, ceea ce, Doamne, ce bine că e aici, că mă mai ajută când, că știți că eu nu excelez în zona asta. Și prin prisma celorlalte locuri în care a profesat, știe foarte multe lucruri de tehnică și din zona de hairstyling. Și ne-am dus la un moment dat cu ea, cred că și cu Ticiu, să ne cumpărăm noi, erau super multe reduceri la un magazin din ăsta de lucruri de femei, gen creme și produse de păr. Ne-am dus să ne cumpărăm mai multe lucruri, că era reducere. În speță m-ai pus să cumpăr nu unu, două, dă-mi voie să subliniez, că le am, nu de alta, două tuburi, spunând, muher, ia-ți-le, că te vor ajuta, nu știu câte de bune. Eu te întreb ca o proastă și eu sunt proastă și tu ești mai școlită. Unu, pentru că știi mai bine coafiură, hairstyling și știi și make-up, ai bine că și te întreb ca proasta. Emma, mie îmi trebuie fixativ. Ai luat ce mi-am pus și ai zis, muher, vino cu mine, că te ajut eu ce să ții. Astea ia-ți-le că sunt superbe. Ce p***a scrie Emma? Ce scrie? După ce am plecat în oraș de două ori și nu-mi ține freza, ajung și eu acasă într-un final. Insane volume and texture. Uite ce insane volume ai. Făi perucă, ești nebună! După ce ne certăm ca două proaste, după ce îmi scrii tu aia, ajung acasă și nu înțeleg și mă uit. Cum se dă ăsta? Ăsta e fixativ în capul tău, Emma? Nu, e... nu e cum acolo de... era superstar. Da, seamănă. Seamănă, dar nu lăsăm.